Buenos dias, senior și seniorita! Astăzi avem un videoclip de gală, un meci de gală între mine și Tudor Buțan. Am jucat pe live-ul lui pe 20 de euro, 1 versus 1, jos în descriere. Aveți și link-ul de la canalul lui Tudor. Cine nu este deja abonat, să dea un follow și la Tudor, să dea butonașe de like acolo frumos și elegant pe respect, cum știm noi. De asemenea, dați like și la videoclipul acesta, hai să dăm un butonaș așa să ne înroșim. Fraților, cum numai voi știți, și haideți să-i dăm drumul la meci, să vedem cine câștigă, Dani Gamer sau Tudor Buțan. Baftă, Tudore, hai la meci! Dani Gamer a acceptat meciul, oficial începe cel mai scump meci de pe acest canal, meci pe 20 de euro pe Winners Direct versus Dani Gamer. Dar să ne pregătim echipa, că e meci tare, vreau să-mi fac echipa cât pot eu de bine. Emoții mari. Acest semi, hai vodă. Asta e echipa. 6-4 pentru tine, 3-2-1-1, te bate, vedem. Dani Gamer, hai să vedem. Cutigaia, mamă ce echipă are, hai să vedem. Bă, eu nu joc cu Loan, el dacă joacă cu Loan e treaba lui, eu vreau să joc cu echipa mea. Am și eu Mbappé, am Benzema, Loan, ne-am pe toți. Da, o să joc cu echipa mea, normal. Cu Mbappé, Gold și nebunii mei. Echipa de bază, Tudore, fără Loan. Hai să vedem. Ia să vedem dacă joacă cu Loan. Bă, nu joacă cu Loan, dar are echipă bombă. Nu joacă cu Loan, respect. Nu joacă cu Loan, dar are cea mai bună echipă. Hai, tată. Și acum a început meciul oficial dintre Tudor Buțan și Dani Gamer. Un meci de gală, un meci pe cinste. Să vedem cine câștigă. E prima dată când îl testez pe Mbappe și pe Pogba. Și pe Xabi Alonso mai ales. Vedem cum se descurcă băieții. Tudor începe bine, începe în atac, am fost atent la kick-off glitch, să nu ne luăm gol. Ne-am apărat bine și acum pornim noi pe atac. Ia să vedem, primul nostru atac, am vrut să-i dau direct la Mbappe, dar Mbappe s-a oprit la un moment dat, de ce? Nu știu. Mamă ce pressing face. Bine pe pressing. Bine, bine, rău pe pressing. Dar vreți să vă zic ceva? Se mișcă mult mai greu cu echipa asta decât cum se mișca cu bronz. Cu bronz burau pe teren. Acum de-abia pasează cu ăștia. A avut dreptate la Ichici cu scriptul, e adevărată treaba. Și Tudor la fel de bine pe pressing. Nu știu dacă să-l fac și eu pe Mbappe ăsta, dar nu prea merită să-l faci, doar să fiu un bogătan. Tiki-taka, tiki-taka. Corner. Corner. Că mulțumesc. Păi așa e, frate, simt și eu, e. Da, când joci cu jucători gold, parcă se mișcă mai bine, sau chiar cu bronz. Când joci cu super jucători, pare meciul mai greu, jucătorii par mai greu. Aici sunt total de acord. Mamă, ce meci, mamă, ce meci. Mendy acolo își dă viața pentru Bege. Joacă Mendy-ul meu nebun. Nebunul meu pentru Bege. Zicea de mine de pressing, dar și Tudor face un pressing acolo excelent. Dar acum, Tudor la atac și... Aolo, nu offside! Mamă, ce fază frumoasă făcusem! Am scăpat aici la limită. Offside mic, dar au fost. Am avut și noroc. Și fiți atenți, în caz de egalitate... Așa se termină, așa am promis că jucăm. Da, măcar să ajungem noi acolo. Acum o fază faină, îi pasăm la Pogba, Pogba la Voller, Voller se întoarce și... Frumos, 1-0. Frumos, Voller. Voller, siiii! Primul gol pentru Dani Gamer. 1-0 versus Tudor Buțan. Foarte frumos s-a întors acolo Voller de lângă fundașii lui. Un șut la lung, 1-0. Acum Tudor în atac. E, penalt. Miau, hai cum iau acolo. Miau, dar punda și mei Bailey acolo și Sergio Ramos. Excelent. Hai mă, bagă în poartă mă, ce ți-a fost să dam să o bagi? Bagă în poartă, bagă în poartă, dar acolo e Courtois, Team of the Year. Foarte bun Courtois asta, Team of the Year. Și varianta Gold e excelentă. Dar Team of the Year-o parcă... E puțin peste gol. Ce tare melodia asta.
Dar fie că ai Team of the Year, fie că ai Courtois Gold, ești tot undeva pe acolo. Nu greșești cu niciuna dintre cele două variante. Tudor din nou în atac. Ia să vedem cum ne apărăm. Da, mă, da. 1-1. 1-1. Gol Kaká. Frumos, frumos. Hai, calm, calm. Ce frumos s-a întors acolo Kaká de lângă fundașii mei. Bă, un gol tras la Indigo. Cum am marcat eu cu Voller, cam așa au dat și el cu Kaká. O pivotat acolo pe lângă fundaș, șula lung. Sayonara, ce să mai facă portarul. Chiar și Courtois, frate. Team of the Year nu mai avut ce să facă. Bine, nu-i vina lui aici, lui Courtois. Au făcut Tudor foarte bine fază. 1-1. Plecând din nou de unde am pornit. De la egalitate. Din nou cu mine în atac. Mbappe. Am vrut să mă duc cu Mbappe țintă direct. Dar o intuit bine Tudor acolo și l-a blocat pe Mbappe. Tudor din nou în atac. Mamă, mamă, cum bine Ramos ăsta. Ramos și tank. Înapoi, 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 băiții, înapoi, înapoi, că ne-a prins. Ne-a prins, înapoi. Deci cine poate să-l integreze pe Sergio Ramos e foarte bun. Ramos chiar își merită banii. Bravo, Șejni. Joi plec, joi plec, joi plec la Madrid. Ați văzut faza lui Mbappe? Preluarea lui Trădat. Ah, era să iau acolo. Acolo Mbappe, dacă prelua bine, scăpam singur cu portarul, cum am și scăpat, dar numai că și-o prelungi prea mult mingea și probabil marcam acolo, da, asta e, merge mai departe, fraților. Ocazie bună și iar în atac. Pasă la Mbappe. Mbappe! Pară! Avem și noroc un pic. Cum a putut să dea Mbappe în bară? Ce bun a fost speed boost-ul lui Kylian Mbappe, excelent. Calm. Nu ne grăbim. A făcut speed boost-ul și a făcut poziția de șut și i-a dat fix în bară. Acum Tudor în atac. Nu acolo, bă! Nu acolo, nu acolo, dar în fundaș Tudor e bun. Nu acolo, bă, tată, bă. Bun, rău de tot. Și Bailey, 60k, foarte ieftin SBC-ul lui, dar e top și Bailey. Mamă, dar e strâns rău. Mă rog, posesia e la el. Dar mă refer că se joacă strâns. Bine, bine, Șejni. După live o să intru pe Insta, că mă pun și eu în pat frumos. Ia să vedem corner. Miză mare. Nici nu mi-am dat seama că urmează pauza. Mbappe? Frumos, 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 m-a făcut acolo. Kylian Mbappe, foarte frumos, bicicletă și marchează. Bună Mbappe ăla. Mamă, nu pot să cred în ce minut am la gol. Schimbăm ceva. E strâns, da, joacă bine, joacă bine. Tata, așa să schimb ceva aici la echipă. Openda. Așa, Mbappe, Alvaran, Kaká. 2-1 rezultatul la pauză. Lasă așa momentan. Când apare video, mâine apare video nou, dacă îmi confirm și cu Robert, și o să mai apară și luni și marți posibil, în fiecare zi. În prima repriză eram și eu atât de concentrat încât nici Tudor nu ne-a dat seama că am marcat în minutul 45. Chiar înainte de pauză am dat golul cu Mbappe, când a trebuit. L-am băgat și pe Smolarek în a doua repriză, l-am scos pe Voller. Acum o ocazie, Smolarek, prima atingere de balon, dacă o dădea puțin, puțin mai la colțul lung, intra și mingea asta în poartă, dar Smolarek ratează prima fază din a doua repriză. Acum Tudor în atac. Bine open, da. Mama, am tras în al meu, nu cred. A, ba nu. Nu, ai tras bine, dar s-o băga mai bine fundașii mei. Mamă!
Acum cu un contraatac, dar din păcate eram cu Xavi Alonso acolo și Xavi Alonso nu are viteză. Dacă era Mbappe, era altă poveste. Dar așa cu Xavi Alonso n-am avut ce să fac decât să mă întorc puțin și să pasez, iară. Dacă eram cu Mbappe, tată, sau cu Smolare, mă duceam tun până la el în poartă. Și de poartă treceam. De ce mă te-ai schimbat acolo? Mamă, cât de bun e Mbappe ăsta, pot mă... Oricum, așa e mereu când apare un jucător de ăsta nou la SBC, e forță rău de tot. După aia, în două săptămâni, o să mai fie la fel de bun, eu garantez. Tudore, eu sper să fie la fel de bun până la Team of the Season, că eu l-am făcut, tată, să-l țin până la Team of the Season, nu-mi dau numai două săptămâni cu el. Am băgat 2 milioane în el. Te coinși. Mersi pentru donație, citesc imediat. De resurse, scuze. Răzvan, poți să-ți auzi pe Răzvan Mihai și Răzvan Mircea, miau. Vă salut, Răzvan Mihai și Răzvan Mircea. Deci Mbappe au venit la club să stea măcar până la Team of the Season. A fost grindul mare pentru Team of the Year, n-am prins Totti. Bine, l-am prins pe Courtois, dar n-am prins niciun jucător de câmp, așa că l-am făcut pe Kylian Mbappe din resurse. Și pe Paul Pogba, plus Ramos. Hai mă, că mai avem timp. Plus Xavi Alonso. Aici au început să mă cam domine Tudor. Conduceam cu 2 la 1 și era pus pe atac. Ia uite bă ce e acolo. La fundașii mei, din nou, excelent. Tudor pune o pauză, vrea să facă ceva schimbări. Ia să vedem ce schimbări vrea să facă Tudor. Mergi foarte echilibrat. Faze de ambele părți, și la mine și la el. Aici am avut o ocazie, sau jumătate de ocazie. Nu am fost prea atent, așa că... Haide, caca urcă, caca urcă, caca urcă, caca urcă, caca urcă, caca. Tudor în atac. Nu pot să cred, caca, ieși afară. Bailey tank. Ce pasă, da. S-a pus exact unde a trebuit Bailey. Pe mingea pasată de Tudor. Acum am vrut un contraatac, o pasă în adâncime, da? Tudor, excelent, acolo s-a plasat cu fundașul. Și n-am mai avut ce să fac. Revine mingea la Tudor. Ia să vedem, încă un atac al lui Tudor. Aici e care pe care, frate, a fost. Hai că e momentul nostru acum. Uite mă, frate, că stă să tragă. Care pe care? Când ataca el, când atacam eu, când recuperam eu la mijlocul terenului, când recupera el. Suntem aproape de minutul 80, ultimele 10 minute din joc. Mai încerc un atac. Din nou Tudor se poziționează excelent acolo în fața fundașului. N-am avut acolo nicio șansă. Și mai avem de a rezista. Stai așa, Dane, că mă concentrez, tată. Uite, vezi, m-am uitat la tine, am greșit pasa, e meci tare asta, dacă m-am deconcentrat un pic, am pierdut mingea. El îți dai seama că joacă concentrat, la fel trebuie să joc și eu dacă vreau să legalez. Da, are dreptate, un meci tare, i-am stat concentrat, el s-a mai uitat o dată, de două ori pe chat și s-a văzut, una, două l-am taxat. La un meci așa echilibrat, dacă nu ești puțin atent, una, două ai pierdut mingea. Hai, bate. Minutul 84, pasă. Bă, cât a stat, mă, până a tras. Thibaut Courtois, trăiască Courtois. Și jucătorul lui a făcut o atingere proastă, ca și Mbappe, al meu, în prima repriză. Și uite, așa a ieșit Courtois, hâț, o lua mingea. Și a mai scăpat de o fază periculoasă. Acum iară suntem pe atac. Și așa să dau lovitura acum pe final. Tot respectul, respect și vouă. Am zis că dacă îi dau un gol acum... În minutul 84-85, e gata. Small are încă o jumătate de ocazie, dar nu a reușit să facă nimic. S-a blocat. Aici Tudor a dat drumul la motoare, l-ați auzit? Era la maxim, turație maximă. Nu pot să cred cum a dat-o Mbappé. Ce ocazie a avut aici, a vrut să dea un lob. Dar nu a ieșit
Și acum suntem în prelungirile meciului. Recuperăm mingea, o dăm una. O dăm înapoi și... Ta, ce meci! GG, haideți cu GG puternic acolo. Frumos meciul, strâns rău de tot. Dar n-a dat acolo din prima de două ori, a dat și-o două acum la final. GG Dani Gamer a riscat pe Winners și a câștigat. Așadar, haideți cu felicitări acolo pentru el. Foarte bun meci. Și dacă mă zici și YouTuber, Dani Gamer face și el YouTube. Felicitări, bro! Da, fraților, după cum ați văzut, un meci spectaculos acolo, am câștigat cu 2-1, Voller și Mbappe, MVP-urile, Mbappe foarte bun, a mai avut și o bară, și Tudor a avut ocaziile lui, una peste alta, un meci strâns, GG, bravo Tudor, pe respect, frumos meci, mulțumesc că ai acceptat meciul, dacă v-a plăcut episodul și n-ați făcut-o deja, haideți să dăm și în butonașele de like, mulțumesc pentru vizionare, ne vedem data viitoare!